Aceasta a surprins pe toată lumea cu povestea ei cutremurătoare. A fost vândută chiar de către propria mamă unei rețele de pedofili. Conform Știri România, când eram doar o fetiță, în țara mea natală, Belgia, am fost forțată să fiu sclavă sexuală. Mama mea m-a vândut și mă ducea unde eram solicitată. Șeful acestei rețele de pedofili lucra într-un cabinet ministerial. Era anul 1969, aveam în jur de 6 ani. Atunci am fost dusă la prima orgie într-un castel. Am fost folosită pentru un ritual. Pe o scenă joasă cu o zgardă de câine în jurul gâtului, am fost forțată să mănânc fecale umane. M-am simțit atât de umilită. Nu știam ce să fac ca să-mi salvez sufletul. Aș fi preferat să mor atunci. Toți cei prezenți se bucurau de muzică, droguri și sex. Părea că nu mă mai vede nimeni, până când un domn bine îmbrăcat la costum mi-a susținut privirea. Parcă m-a înțeles. Nu l-am mai văzut niciodată de atunci. Peste niște ani însă l-am întâlnit la televizor. Era un politician belgian de vază. Apoi am fost dusă într-o celulă. Eram sigură că mă va omorâ, însă mi s-a arătat cadavrul unei persoane foarte tinere. Ăsta era mesajul că trebuia să tac, altfel ajung așa. Când aveam 10 ani, unul dintre membrii rețelei și-a adus băiatul de 20 de ani. Înalt, frumos, blond și cu ochi albaștri. De aici a început cea mai intensă perioadă din viața mea, în care m-am simțit iubită, apreciată, înțeleasă, dar și abuzată de același bărbat. Un an mai târziu nu mai eram de folos rețelei și trebuia să fiu omorâtă. Am fost arsă cu țigara, apoi dusă într-o cameră în care am fost legată de buturugă de măcelar. Trebuia să mor în acea noapte din 1974. Pe acea buturugă de măcelar, însă viața mea a fost salvată în ultima clipă. În timpul torturii, tânărul a negociat cu politicianul care conducea rețeaua. Au făcut o înțelegere, el se ocupă de afacerile murdare ale politicianului în schimbul vieții mele. Propunerea însă l-a costat pe el viața. În această lume, orice semn de umanitate este considerată slăbiciune și ești mort. Viața mea a fost cruțată, dar am fost obligată să tac pentru totdeauna. Mi-au trebuit 40 de ani să am curajul să vorbesc. În 1988, când aveam 25 de ani, mă plimbam prin Los Angeles, când am fost atacată cu fecale umane. Mi-am adus aminte imediat de toate umilințele suferite în copilărie și mi-am spus atunci în gând că mă omor dacă mi se mai întâmplă ceva asemănător cu ce am trăit atunci. Relatează știrromânia.ro.